Prieteni, bună seară! Mă bucur să vă revăd în fața micilor ecrane după un concediu de maternitate destul de scurt. Am decis să revin în emisie. Pe perioada de vară noi ne vom vedea în fiecare zi de marți și joi la ora 20:00. Din toamnă deja revin cu graficul obișnuit și astăzi în prima mea emisie după această scurtă vacanță, dacă pot să o numesc așa, este președintele Partidului Platformă, da? Domnul Andrei Năstase. Bună seară, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, Hristos a înviat. Adevărat, înviat. În cea de-a doua parte discutăm cu analiștii politici și Gorbotsan, Stella Jantoan și Cornelie Ciuriu, dar asta începând cu ora 21:00. Domnul Năstase, ieri am văzut cu toții că ați prezentat lista candidaților la Comisia Electorală Centrală. În spațiul public au apărut doar 27 de nume, așa am înțeles că cineva din jurnaliști a făcut o poză și nu cunoaștem cine urmează începând cu numărul 28. Sper să ne dați mai multe nume, dar să începem cu altceva. V-ați gândit măcar pe o clipă, ce va fi în cazul în care Platforma Da nu ajunge în viitorul Parlament? Ar fi grav. Cred că toată lumea deja conștientizează acest lucru, dacă până nu de mult acest mit al unei majorități conduse de un singur partid, iată, funcționa, în momentul de față nu mai funcționează. Și cred că conștientizăm cu toții și acasă și în diasporă, conștientizează și partenerii noștri din România și din Europa, că fără Platforma de Unitate și Adevăr este imposibilă o majoritate parlamentară pro-europeană în viitor. Iată de ce... Dacă spuneți că mitul unei majorități formate de un singur partid nu mai funcționează, pe ce vă bazați? Pentru că a fost... În general, de unde a apărut mitul și de ce nu mai există? Pe ce vă bazați? Noi cu toții am fost foarte, foarte entuziasmați după prezidențiale, atunci când împreună am reportat această victorie a forțelor democratice pro-europene în Republica Moldova. Platforma Da a avut un rol decisiv, spun eu, în acea campanie. Toată lumea eram cumva exaltată de acel rezultat frumos, datorat în foarte mare parte și minunate noastre diaspore. Dar iată că în timp se vede că sărăcia, situația pandemică în care ne aflăm și alte circunstanțe determină face să ne gândim și la niște riscuri pe care nu ar trebui să le admitem în viitorul legislativ. Și anume, riscul ca forțele oligarhice, care până mai ieri se băteau între ele, se mâncau între ele, își împărțeau sferele de influență, își furau unii altora băncile, în același timp furând de la cetățenii Republicii Moldova cu miliardele, spălând prin Republica Moldova zeci de miliarde de dolari. Iată că dacă ieri își disputau între ei aceste zone de influență, în momentul de față se unesc și se vede acest lucru și asta se întâmplă pe așa zisul eșichier de stânga. În realitate, unul oligarhic, unul care poartă interesele străine Republicii Moldova și cetățenilor. Dar haideți despre eșichierul de stângă un pic mai târziu, să ne clarificăm din tâi cu eșichierul de dreapta, pentru că acolo vă aflați. Deci, eu corect am înțeles, nu dați șansele pasului să ia de unul singur majoritate în viitor. Ce înseamnă? Șansele se dau în Republica Moldova de către cetățenii țării și nu de un partid sau altul. Nu, bine, sunteți un politician cu experiență. Acum, uitându-vă pe perioada din iulie, iată, pe 11 iulie oamenii vor ieși la urnele de vot. Are șansele pasul să ia de unul singur majoritate? Pentru că asta discută cu majoritatea experților. Care este scenariul cel mai probabil? Vom avea o coaliție de partide în viitorul Parlament? Majoritate formată de coaliție de partide? Sau un singur partid? Totuși toată lumea discută că dacă și este un partid care are șanse mai mari, asta îl numesc pe pas, citând sondaje. Am spus și repet acest lucru, cred că nu o singură dată și la dumneavoastră în studio, e timpul să nu mai facem din Republica Moldova un poligon de experimente. Cine va răspunde dacă nu se întâmplă acest lucru? Indiferent, va răspunde cineva sau nu, Republica Moldova riscă să se ducă într-o zonă și mai grea decât cea în care ne aflăm, să fie guvernată în următorii 4, dar poate și mai mulți ani, de niște majorități toxice, poate și mai toxice decât cea pe care o avem astăzi în Parlamentul Țării. Iată de ce. Dar dacă așa oamenii vor vota, domnule Năstase? Dacă oamenii vor vota, eu mă supun voinței populare. Să știți că eu am respectat întotdeauna voința populară. Niciodată nu am fost împotriva a ceea ce doresc oamenii. Chiar dacă, uneori, poate nu am fost de acord. Spre exemplu, în 2016, oamenii au ales Igor Dodon.
în circumstanțe pe care le cunoaștem. Nu am fost de acord, dar ne-am supus cu toții acelei voințe populare. Ați răspunde că v-a plăcut Nicu Alea Spigur, Dodon? Bine, noi putem discuta la nesfârșit. Eu am în vedere cum Holdingul Media l-a ajutat. Da, am avut în perioade diferite a istoriei noastre contemporane și alți actori care au avut majorități în Parlamentul Republicii Moldova. Ceea ce vreau să spun este că e regretabil că pe dreapta forțele sunt dispersate, sunt separate. Abordarea platformei DA a fost în permanență de unitate, de consolidare, de conjugare a eforturilor. Nu am abandonat acest lucru. Respectăm decizia altor partide de merge separat, de a merge de unii singuri, dar în același timp facem tot ce ne stă în putere ca tot ce este mai calitativ în politicul moldovenesc sau în afara lui, vorbesc aici despre mediul de experți, de societatea civilă, să vină alături de noi, cei din platforma DA, care am demonstrat, Natalia, și o să-mi spuneți și dumneavoastră, sunt sigur acest lucru, am avut cea mai bună fracțiune și avem în continuare cea mai bună fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova, pe care vrem să o facem și mai mare. Iată de ce îndemn pe toți cei care ne privesc în momentul de față să înțelegem că fără platforma Demnitate și Adevăr, așa cum suna întrebarea dumneavoastră la început, o majoritate parlamentară pro-europeană este imposibilă. Iar experimente cu un partid pro-european și unul oligarhic sau unul cu interese străine la bază nu este bine pentru bine, Republica Moldova. Dacă e să discutăm scenariile lansate în spațiul public de experți, atunci o variantă posibilă după rezultatele alegerilor prezidențiale ar fi coaliția, în cazul în care platforma DA nu trece în Parlament. Coaliția între PAS și partidul nostru. Asta va fi o coaliție naturală sau nu? Bineînțeles că nu. De ce? Bineînțeles că nu, pentru că avem de-a face cu un partid cu esență numai democratică nu putem vorbi și avem de-a face cu un partid în cadrul Partidului Popular European, din care facem parte și noi, Platforma Demnitate și Adevăr, împreună cu colegii noștri de la PAS. Iată de ce îndemn toată lumea să nu mai facem experimente. Platforma DA și PAS sunt membri ai Partidului Popular European. Împărtășim în principiu aceleași valori și principii. E adevărat, avem diferențe de abordări, noi suntem cei care sprijinim producătorul autohton mai mult, poate, noi suntem mai tradiționaliști, respectăm credința strămoșească, poate, mai, un pic mai mult sau suntem da, mai... Da, dar și epidemia a fost partea PPI-ului, familiei mari, dar a pierdut aproape toată încrederea cetățenilor. Deci faptul că ești membru al partidului, unei familii mari de partide europene, încă nu te face popular în rândurile cetățenilor Republicii Moldova. Asta nu-ți garantează trecerea în Parlament. Asta era vorba. Dumneavoastră m-ați întrebat despre firesc și natural. Și eu v-am spus ce este firesc și natural. Firesc și natural era bine să fi fost așa, să fi continuat împreună, așa cum am ajuns în Parlament în 2019, în cadrul blocului acum, un bloc acum inițiat la inițiativa mea și a colegilor mei din platforma DA, un bloc acum deschis și pentru forțele unioniste din țară, pentru toate forțele democratice progresiste din țară, asta ar fi fost bine. Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, ceea ce spun eu este că firesc ar fi ca în viitorul Parlament să avem o majoritate pro-europeană a partidului pe care îl reprezint, Platforma Demnitate și Adevăr, mai întărit decât îl avem în momentul de față și sunt sigur că așa se va întâmpla, și cu, bineînțeles, Partidul Acțiune și Solidaritate. Ne-au spus mai adesea, mai mulți experți în materie, domnule, nu vorbiți despre ce se va întâmpla după 11 iulie 2021. Nu este bine, pierdeți puncte, chestii. Domnule, eu am să vă spun un lucru. Eu chiar insist astăzi să vorbim despre ce va fi după 11. Eu nu am venit în politică să câștig cu orice preț. Eu fac în politică lucrurile care consider că trebuie să le fac pentru oameni și pentru țara mea. Eu le spun adevărul, eu spun ce cred că este bine. Cred că este bine să mergem pe calea europeană de dezvoltare. Cred că este bine să avem standarde de viață și de activitate bune, să avem drumuri mai bune, să avem locuri de muncă mai bine plătite, să avem pensii pe măsura efortului pe care l-au depus oamenii noștri. Asta consider eu că trebuie să facem. Acum, dacă oamenii vor accepta altceva, populism cu anticorupție, cu cuvaldă, sau cum se zicea, da? Vor accepta tot felul de baliverne spuse de la televizor, înjurături și tot felul din asta, e decizia oamenilor. Eu voi continua însă să spun același lucru. În Parlamentul Republicii Moldova avem nevoie de o majoritate parlamentară care, din păcate sau din fericire, poate, și aici
cred că este o discuție separată. Nu se poate face fără platforma, da. Asta o spun oamenii. M-am întâlnit ieri cu un grup de intelectuali, larg grup de intelectuali, și ne-au spus foarte, foarte clar: Andrei, noi am observat, am văzut ce se întâmplă, conștientizăm care sunt riscurile, care sunt pericolele și vom îndemna toți intelectualii din Republica Moldova să voteze platforma DA. Ce se întâmplă, domnule Stasi? Haideți să vorbim un pic despre asta. Pentru că ceea ce se întâmplă, eu de fapt de profesie sunt sociolog și eu aș numi asta efectul votului util, așa spun sociologii. Când vine ziua alegerilor, oamenii se prezintă la secțiile de vot, ei de obicei au grijă sau încearcă să aibă grijă ca votul lor să nu fie pierdut. Și atunci când lor de foarte mult timp li se spune că partidul cu care ei planifică să voteze are mai puține șanse să treacă în Parlament, ei se gândesc, pentru ce să dau votul pentru acest partid dacă el nu are șanse? Hai să dau votul concurentului care este cel mai apropiat pe același eșecher politic, dar cu șanse reale de a trece în Parlament. Și aici apare acest efect al votului util, atunci când nu neapărat oamenii votează neapărat cu cine doresc, cine doresc, dar votează cu cei care au șanse mai mari. Da. Și aici vă întreb, nu s-a creat deja acest efect al votului util în cazul PAS și platformei DA? De ce? Pentru că m-am uitat foarte atent astăzi la sondaje din ultimii 4 ani. Ați început, noi ținem minte cum ați început. Cum? Pe urmă a fost... Cum? Vă rog să ne spuneți dumneavoastră. Deci ați stat mult mai bine în sondaje și asta au arătat toate barometrele opiniei publice. Pe urmă a fost creat bloc acum. Și după ce blocul acum a încetat să mai existe, s-a destrămat și ați luat-o pe căi separate, PAS-ul a continuat să crească, platforma DA a continuat să scadă în sondaje. Și asta, eu acum mă refer la barometrul opiniei publice. Natalia, cine a avut de câștigat, ultimii. Cine a avut de pierdut? Eu nu știu. Cert dar este, vă cert întreb, este că a pierdut țara, nu-i așa? Iată, vă întreb pe dumneavoastră, simțiți efectul acest vot util că multă lume ar putea, chiar dacă doresc, să nu voteze platforma DA, pentru că nu cred că ea va trece în viitorul Parlament? Întrebați pe cel care nu că simte, ci a avut de suportat acest fenomen. Se știe foarte bine când oponenții noștri, și vorbesc aici de Igor Dodon, a ieșit și a spus că el câștigă din primul tur, bineînțeles, am primit telefoane din întreaga diasporă, de acasă, și spuneau oamenii: Andrei, trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva, dar să nu lăsăm. Și atunci s-a concentrat acest vot util către un candidat pro-european și în momentul de față putem spune că este bine că Igor Dodon nu este președintele Republicii Moldova și avem un președinte pro-european. E însă de datoria noastră a tuturor, ca pe lângă un președinte pro-european, să avem și o guvernare pro-europeană. Acest vot util de care vorbiți dumneavoastră, în momentul de față, cred că ar trebui să reprezinte puțin altceva. Conștientizăm cu toții că fără platforma DA nu se poate face o majoritate parlamentară. Suntem cei mai aproape sau cei mai bine plasați ca să accedem în Parlamentul Republicii Moldova. Iată de ce am să îndemn pe toți cei care ne privesc în momentul de față să ne urmărească programul, să ne urmărească care ne este lista. Dacă vom avea o pauză, vă voi aduce întreaga... Noastră, știți foarte bine, oamenii nu votează programe. Am înțeles. Eu tare mi-aș dori ca oamenii să voteze programele, dar programele în Republica Moldova le citesc a cei care le scriu, 2-3 oameni din partid și Igor Boțan. Iată, eu sunt gata să păriesc. Această teză a dumneavoastră, haideți să încercăm să o răsturnăm. Haideți să ne uităm în camera din fața mea. Eu mă uit în camera din fața mea și le spun oamenilor, oamenii buni, este important să ne bazăm pe realități, să ne bazăm pe adevăr, nu pe percepții, nu pe fițuși din astea în care se scriu și se fac promisiuni extraordinare. Nu se mai spune niciodată de unde sunt resurse, de unde vom avea bani pentru drumuri, pentru locuri de muncă și așa mai departe. Iată, platforma DA în permanență a venit cu un program foarte bine închegat. Cred că o să recunoașteți și în prezidențiale, și în parlamentare, și în locale. Nu a existat un program mai bun decât a platformei DA. Bazat pe resursele necesare, pe expertiza necesară, pe capitalul uman necesar, nu-i așa? Pe o viziune foarte clară cu privire la oraș, cu privire la Republica Moldova. Iată de ce eu nu voi înceta să chem cetățenii Republicii Moldova, în a căror capacitate de discernământ am încredere, să citească aceste programe. Am citit programul, mai departe vedem cine le poate implementa. Și veți vedea, când platforma Demnitate și Adevăr sunt oameni
ca Slusari, ca Munteanu, ca Kiril Moțpan, ca Inga Grigoriu, ca Dinu Plângău, ca Vasile Năstase, ca Ion Terguță, Maria Ciobanu, care au demonstrat în timp că sunt buni și în stradă, atunci când trebuiau de făcut proteste, trebuia să ne batem cu Plahotniuc și regimul lui, trebuia să luăm cu bastoanele peste cap și să fim șpreiați, da? Dar au demonstrat și în Parlamentul Republicii Moldova. Au cele mai bune inițiative, cele mai multe inițiative, au condus cele mai importante comisii de anchetă, fie că este vorba de furtul miliardului, de spălătoria mafiei rusești, de iată această anchetă cu furtul lui Ceauș sau privatizările ilegale. Deci noi suntem calificați pentru viitorul Parlament și spunem oamenilor că e bine ca în viitorul Parlament să nu avem oameni doar mulți dintr-un singur partid, ci să avem și oameni foarte buni. De ce nu? Din mai multe partide. Înțelegeți? Dumneavoastră personal ați citit programele tuturor partidelor care deja s-au înregistrat în cursul electoral? În primul rând, nu la toți am găsit programe. Bineînțeles la cele care ați găsit, toți ați citit? Bineînțeles că nu citesc din scoarță în scoarță, că nu mă interesează programul Partidului Socialiștilor, pentru că știu... Vedeți, nici dumneavoastră nu citiți programele. Ducem discuția într-o zonă a derizoriului și nu este bine. Ceea ce vreau să vă spun eu, că interesat de programele tuturor ar trebui să fie cetățeanul. Eu am ales pentru mine. Eu voi vota Platforma Demnitate și Adevăr pentru această echipă minunată condusă în Parlamentul Țării de Alexandru Slusari, condusă la nivelul întregului partid de o echipă de președinte, de vicepreședinte, un secretar general de excepție. Deci eu am ales pentru mine. Ceea ce spun eu este că cetățenii Republicii Moldova nu mai au dreptul, noi nu mai avem dreptul pur și simplu, din punctul meu de vedere, să ne lăsăm pradă televizorului, rețelelor de socializare, propagandei, fake news-ului. Noi trebuie, în momentul de față, avem o șansă uriașă, pe lângă un președinte pro-european, apropo, ieri a fost ziua de naștere, cred că i-ați spus la mulți ani, doamne președinte, alături de un președinte pro-european, să avem și o guvernare pro-europeană. Nu mai putem accepta ca oligarhi să vină și să condiționeze. Noi am avut, vă amintiți, blocul acum a intrat într-o majoritate conjuncturală cu Partidul Socialiștilor. Știți dumneavoastră că mi-au mâncat ficatul pur și simplu sau ne-au terorizat. Aia nu, aia nu, aia nu. Doar nu? Datorită apropo, Platformei ce? Demnitate. Apropo, ce nu? Ce nu? Puteți spune acum, care au fost cele mai... Vă dau doar un exemplu. Cele mai negre file ale istoriei colaborării cu cei din PSRB. Bine, eu am avut capacitatea din acele 5 luni. Eu am avut capacitatea să mă bat cu Dodon. Eu nu am cedat nimic lui Dodon. Nu am cedat nimic socialiștilor. Decât deja ceea ce era cumva făcut înțelegerea. Patru comisii esențiale din Parlamentul Republicii Moldova erau la socialiști. Una câte una le-am retras, trei din ele au ajuns la Platforma Demnitate și Adevăr. Cea mai importantă am luat-o și am luat-o de la Dodon pentru Sergiu Litvinenko, Comisia de Drept. Vă spune ceva? Comisia de Securitate a Statului, Comisia de Externe, Comisia de Buget și Finanță și Comisia de Drept. Toate erau deja împărțite. Am spus nu. Externele o să meargă la cel mai mare unionist, să demonstreze că poate face ceva la acest capitol. Securitatea a mers la Kiril Moțpan, buget și finanțe la domnul Munteanu și, bineînțeles, Litvinenko la drept. V-am dat doar un exemplu. Cei din PAS erau gata să le dea toate aceste... Erau deja înțelegere făcute. Igor Dodon când a auzit că i-am spus, domnule, nu sunt voturi pentru doamna Greceanu. Cum așa? Bine, voturi erau, dar asta e o altă treabă. Până la urmă, m-ați întrebat care a fost dificultatea. Parteneriatul strategic cu România. Noi l-am condiționat. Platforma, da. Implementarea acordului de asociere cu anumite nuanțări serioase. Nici o deviere de la ceea ce am stabilit sau ceea ce era bun până atunci. Vreți să spuneți că factorul salvării vectorului european în acea perioadă scurtă de 5 luni a fost anume Platforma, da? Nu ceea ce dar asta nu trebuie să spun eu. Asta sunt evidențele. Pe data de 6 iunie, noi am fost cei care nu am votat în mod necondiționat majoritatea. Noi am condiționat-o și, repet, de vectorul european, de parteneriatul strategic cu România, de parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, de o comisie, de comisiile de anchetă care mai apoi au fost conduse de Slusar, de Munteanu. Din păcate, cea condusă de alții a eșuat. Dar un lucru pe care trebuie să-l spunem. M-ați întrebat ce n-a mers. Într-un final, Comisia Magnitsky, la care am insistat cu toții.
Și cel mai mult, poate, Igor Munteanu, care era ocupat de asta, a fost respinsă cu vehemență de socialiști. Mai apoi am revenit la ea. Dar iată, vă spun că nu a fost ușor atunci. De asta spun, lucrurile s-au schimbat. Bandiții, hoții, cei care ne-au furat Republica Moldova, oamenii, cei care ne-au spălat, ne-au transformat într-o spălătorie a mafiei regionale și rusești și regionale, iată, ăștia își strâng rândurile. Strâng rândurile acum și eu doar îmi închipui. Mi-ați solicitat să-mi imaginez ce s-ar întâmpla dacă. Eu îmi închipui ce condiții va pune un USAT, ce condiții va pune eventual un Dodon, ce condiții va pune președintele, fostul președinte Voronin, condiții, Doamne ferește, ne mai pune toți, Șor. Toți cei care vineau și continuă să vină în acest platou, mai puțin socialiști vin în ultimele luni, spun că aceste alegeri anticipate sunt necesare pentru ca toate partidele să treacă prin filtru, prin această sită a societății și după asta va fi mult mai ușor de așezat la o masă de negocieri, pentru că oamenii vor vota, sperăm că vom avea alegeri libere și corecte, dar trebuie nu doar de sperat, dar și de făcut ceva. Și după asta deja vom începe să trăim, știți cum, de pe o foaie curată. Spuneți-mi, vă rog, este o sită mai deasă decât sita prin care a trecut platforma de-a lungul timpului. Și de ce își revin? Controlând justiția, procuratura și restul. De ce revin la întrebarea mea? Cu toate acestea, aici sunt de acord. Într-adevăr, ați trecut. Și înainte ca să fiți partid, să deveniți partid, mult dintre dumneavoastră... Cinci dosare, Adrian. Tinu Pungău, Inga Grigoriu, Boliviu Vov, mulți, care, Alexandru Slusăr, care erați în stat, într-adevăr, erați trecuți prin sită nu o singură dată. E adevărat. Și e adevărat că fracțiunea platforme, da, a fost probabil, poate chiar cea mai activă în actualul parlament. Statisticile vedeți calitatea activităților. De ce și vă întreb? Știți cum? По-человечески вам не обидно? Știți, se cere întrebarea. O minește vă întreb. Când vă uitați la sondaje, aveți explicația? De ce? Fiind așa de activ, atâte comisii de investigație, ați luptat, ați protestat și când vă uitați la sondaje, nu, platforma, da, se bucură de cel mai mare rating. N-am mințit, nu ne-am bătut joc de oameni, le-am spus oamenilor adevărul chiar dacă era de pierdut puncte. E adevărat, suntem și noi oameni. Natalia, nu ai cum să nu îți pară rău de timpul trecut. Eu am 10 ani pe care i-am dăruit, pot spune, scuzați-mi lipsa poate de modestie, dar eu 10 ioala mi-am făcut-o. Ca și creștin, de ca și ortodox. De ce Maia Sandu e mai convingătoare decât Andrei Năstase? Nu știu, pentru că probabil Andrei Năstase nu a citit niște broșuri în plus cum se face politică. Poate nu a... Scuzați-mă, cu tot respectul față de doamna președinte, a obținut un succes, așa cum e odată l-am obținut la primărie. Iată că mai apoi nu l-am mai obținut pentru că nu a mai avut suportul nici a unor lideri unioniști, nici a partenerilor mei. Deci se întâmplă lucruri, Churchill a fost mare, apoi a pierdut totul. Deci, nu despre asta este vorba. Ceea ce vreau să vă spun dumneavoastră. Sunt și eu om, și Inga Grigoriu e om, și Alexandru Slusăr, care a însurit, îi spuneam de ună, Sașa, tu probabil ești cel care cumva ai îmbătrânit mai repede decât mine. Bun, eu... Dar, deci, bineînțeles că undeva îți pare rău, pentru că în loc să fi stat cu copiii tăi, undeva într-un loc prin lumea asta și să nu ți fi intrat nimeni în casă, să te filmat, să te fotografiat, să te vânat, să ți tras din pistoale în direcția ta și a familiei tale. Bineînțeles că ai cumva niște regrete că pe final... Nu asta contează. Munca de ce ta, nu asta contează? Munca ta poate nu este la justa valoare apreciată. Dar, revin, cu toții în momentul de față suntem mulțumiți de faptul că avem un alt președinte decât Dodon. Toți. Bine, noi cu dumneavoastră suntem mulțumiți că e un alt președinte. Cu siguranță, Natalia. Haideți să recunoaștem. Eu n-am dreptul aici să mă expun. Dacă n-aveți dreptul, lăsați-mi dreptul meu ăsta mie. Veți tăcea. E altceva pentru că avem un alt președinte. Iată, efortul nostru a tuturor, a unora de 10 ani, a unora de 5 ani, a unora de 3 ani, de 1, de o lună, iată, efortul nostru a tuturor a făcut ca astăzi să avem un președinte. Un președinte pro-european, care în momentul de față, din păcate, în Parlamentul Republicii Moldova nu are o majoritate pe măsură. Nu are o majoritate cu care să conlucreze, cu care să organizeze un guvern
de factură reformatoare, anticorupție, de factură sau de, cu experiență și expertiză economică ca să îmbunătățească viața și activitatea cotidiană a cetățenilor. Deci, e nevoie de o majoritate. Dar, garanția acestei majorități parte, o constituie platforma, da. Când te uiți, dintr-o parte se creează impresia că cei din PAS deja nu prea au nevoie de noastră, pentru că sunt convinși că vor avea majoritatea de sinistătători. Poate că cei din PAS... Dar haideți despre asta și nu doar despre asta, nu vreau dar nu înainte PAS, de a spune că indiferent de ce au nevoie cei din PAS, după o pauză platforma de da, are nevoie țara noastră. După o pauză de publicitate. Bine. Are sau nu are nevoie țara noastră de platforma da, vom vedea după data de 11 iulie. Rămâneți cu noi, după o scurtă pauză revenim. Mercur retrograd, de luni până joi, la 17:30 la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațe le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm la așa flux mare de pacienți. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Плоили абонденты au făcut пропотчину. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecătorii care... Nu păstrați distanța. De ce mă îmbrăscați? De ce nu mă lăsați? Avem nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. На часто партии эмиссии дискутем ку Андрей Настасьев, председателя платформы. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Haideți să vedem lucrurile prin prisma activităților pe care le vom face în următoarea perioadă, dar și prin prisma ceea ce am făcut. Mă întrebați dumneavoastră dacă nu ne pare rău
De ce se întâmplă după atâta muncă, după atâta sacrificiu, după atâta efort, iată că se întâmplă ceea ce se întâmplă, sondajele. Noi asta cunoașteți foarte bine, sondajele sunt parte a manipulării în cea mai mare parte, nu-i așa? Cunoașteți foarte bine că platforma Demnitate și Adevăr nu a fost prea dezmerdată de presa din Republica Moldova. Alexandru Slus are de conspira atâtea și atâtea lucruri în Parlamentul Țării, Inga Grigoriu la fel, titlurile care apăreau în presă era un deputat în Parlamentul Țării. De parcă acel deputat nu avea un nume, de parcă acel deputat nu era partea unei formațiuni politice, dar eu n-aș vrea acum să mă concentrez prea mult pe cauzele care au condus aici. Eu tot nu cred că e corect dispus că ratingul pe care îl are se datorează jurnaliștilor care nu scriu titlurile corecte. Vreau să vă spun, eu cred că îi putem ruga pe toți cei de acasă să verifice titlurile din perioada anterioară și veți vedea cum au stat lucrurile. Eu am să vă aduc în discuție un nume. Iana Stanțieru, pe care o aveți dumneavoastră pe listă. Numărul 10 din lista dumneavoastră. Da, un exponent al diasporei. Un om care e validat prin CV-ul său extraordinar, un angajat în structurile de conducere ale unei companii care are bugete de miliarde de dolari, care ieri apare într-un titlu moldoveanca care se vrea deputat. Păi, cum vă sună dumneavoastră? V-am dat doar un exemplu. În timp ce oamenii au validat oameni din Italia, din Franța, din Germania, sună în privat și spun, domnule, fantastic, ați dat o lovitură cu această candidatură a dumneavoastră. Iată că presa oferă altceva. Bine, domnule Stasiu. Dar nu, eu aveți toate motivele să fiți supărat pe presă, nu, dar nu cred supărat. Că... M-ați întrebat nu, pe mine? Da, dar nu este corect să spuneți că anume presa este de vină. Nu, eu v-am dat doar un exemplu și v-am spus că m-ați întrebat despre regrete. Dacă m-aș întoarce timpul, aș face aceleași lucruri, pentru că lucrurile pe care le-am făcut erau făcute cu bună intenție, cu bună credință, făcute pentru țară, pentru oameni. Bineînțeles, atitudinea mea față de țară și față de oameni nu s-a schimbat nici dacă m-aș întoarce de 10 ori înapoi. Poate față de alți parteneri, poate față de alți competitori, da. Dar un lucru pot să vă spun. Platforma, da, va continua să facă ceea ce a început în stradă, a continuat la Parlament și le cer oamenilor să aibă încredere în continuare, să întărească rândurile Platformei Demnitate și Adevăr, să voteze masiv platforma DA, fără ezitare, pentru că, observați în lista noastră, nu veți găsi oameni care și-au ascuns averile prin offshore-uri. Nu veți găsi oameni... la cine? Nu mă refer la nimeni, mă refer la oamenii din platforma DA. Nu veți găsi oameni Bine, atunci când vorbiți despre nu avem oameni care și-au ascuns averile prin offshore-uri, nu veți găsi eu oameni simt că asta este un ghion în direcția... Dumneavoastră puteți să simțiți ce vreți, Natalia, dar vă rog să mă ascultați. Eu simt că asta este un ghion în direcția pasului și Andrei Spânu, nu? Nu, domnule, iată, vedeți, prieteni, dar pe ceea ce trebuia de demonstrat. Dragă Natalia, știți cât de mult sunt la dumneavoastră. Dar pe ce ați avut în vedere? Am avut în vedere pe Șor, pe Plahotniuc, pe restul. Ăștia și-au ascuns averele în offshore-ul sau nu? Plahotniuc acum nu este pe listă. Lăsați-l pe listă, dar nu aveți oligarhi la socialiști, oligarhi, cei care își ascund prin offshore-ul la socialiști. Nu, îmi scapă numele, nu știu de ce dumneavoastră neapărat trebuie să ne ostilizați cu cei de la PAS. Pentru că în ultima perioadă, în presă, așa, caz care a fost discutat așa mai intens, a fost cazul domnului Spânu. Chiar nu a fost cazul domnului Spânu. Bine. Iar urma... Spunem că vă cred. Natalia, iar după cei care își ascund averile prin offshore-uri, vorbim de cei implicați în scheme, în afaceri cu statul, în concesionări sau în privatizări ilegale, în dilapidarea avutului public, în furtul miliardului. În platforma DA veți găsi cu adevărat oameni integri, oameni profesioniști, oameni care au demonstrat că sunt capabili să facă și activități civice, protestând, făcând flash mob-uri, dacă vreți, încingându-se... Haideți mai concret să discutăm. Dar pentru că ați început să vorbiți despre listă platformei, da, v-am spus că ieri cineva a făcut așa poză și au apărut în presă, în spațiul public, doar 27 din... Vom mai avea o pauză? Aici nu vom mai avea. Aici noi găsim toată fracțiunea actuală a platformei, da, mai găsim pe Gheorghe Petic, iată... Iana Stanțieru, despre care ați vorbit, începând cu numărul 28, ce nume cunoscute sau ce nume considerați importanță? Mare majoritate a celor care se regăsesc pe lista noastră sunt primarii noștri, sunt consilieri municipali sau local, sunt colegi care nu neapărat au o funcție în partid,
Sunt oameni cunoscuți și mai puțin cunoscuți la nivel central, dar neapărat sunt cunoscuți în localitățile, în comunitățile lor. Din păcate, nu m-am dus în pauză să vă aduc întreaga listă și vă puteam citi. Puteți după emisiune să ne-o dați și noi pot, o folosim. Dar nu știu dacă va fi corect cu toată presa. Eu am solicitat la Comisia Electorală Centrală atunci să fac o copie și să dea și presii. Dar s-a întâmplat. În public a apărut doar listă celor 27. Cred că este cel mai bine. Nu cred că va dura mult în ce privește lista noastră, pentru că suntem cu dosarele bine făcute și vom fi înregistrați curând. Și bineînțeles că atunci vom face și o prezentare a candidaților noștri mai amplă. Vedeți, dumneavoastră spuneți că eu încerc să vă pun cap în cap cu cei din PAS. Deci, haideți, trecem pe trei. Dar așa se întâmplă că noi vedem, cei de acasă sau cei care monitorizează procesele politice, jurnaliștii, noi urmărim acest schimb de replici dure pe anume pe eșecherul de dreaptă. Cei de pe eșecherul de stângă cam împăcați toți stau. Bine, nu știu ce observați dumneavoastră, vreau să le spun oamenilor, celor care mă privesc, dacă se poate. Da, stați o clipă, eu nu v-am pus întrebarea, dumneavoastră. Se vede că sunteți flămâni de emisie, dar totuși, eu n-am pus întrebarea. Deci, se vede acest schimb de replici dure. Eu, dacă rămâne timp, noi discutăm și despre perioada negocierilor pentru crearea guvernului, pentru că despre mimarea negocierilor au vorbit inclusiv cei din platforma DA. Dar înainte de asta, eu vreau să punem pe post o scurtă secvență dintr-o emisiune la care a participat și Ion Târguță, deputat, candidat la funcție deputat pe lista noastră, și Ștefan Gligor, care tot se află pe eșecherul de dreaptă și iată ce... Da, Natalia, eu am o rugăminte, dacă se poate. Domnule Năstase, haideți să urmărim, după care discutăm. Vă rog. Dacă considerați... Domnul Andrei Năstase, în care eu am zero încredere. Problema om care a ieșuat integral mandatul asta de ministru. Este problema dumneavoastră. Om care negocia cu Cavcaliuc din primele clipe. Om care l-a păstrat pe Purice. Asta. Trebuie un om care l-a păstrat pe Purice, care a fost în funcție. Pe Fredolin Lecăr. Omul care n-a bătut deget de deget ca să curăță acel minister, așa cum a promis. Mi-a propus mie, Ștefan Gligor, să vin șef IGP atunci când am început să critic activitatea lui. Inclusiv am avut o discuție la dumnealui în cabinet, în cabinetul de ministru din interne și l-am întrebat. Dar cum ai putut tu să-l chemi pe Sorin State și să-l ai în anticameră pe Fredolin Lecăr, odată ce-l chemi ăsta să dea depoziție împotriva la domnul respectiv? Sunt declarații. S-a făcut că nu ține minte, a chemat adiutantul, a venit și i-a confirmat. Domnule Stasi, dar poate prin asta și se explică inclusiv ratingul, pentru că iată, Ștefan Gligor este președintele noului partid al schimbării. Vom vedea, vor avea șanse să nu se treacă în Parlament, dar ei public își permit asemenea declarații. Am înțeles. Trăim într-o societate democratică, într-o societate liberă. Mult mai liberă după plecarea lui Plahotniuc din țară. Mi-amintesc cum acest domn, atunci când noi eram săltați, vă dau doar un exemplu, când noi eram săltați din fața lui Ștefan cel Mare, dacă vă amintiți, și Maia Sandu, și eu, și colegul meu Târguță, și toți cei din platforma, da? Acest domn nu era acolo. Știți de ce? S-a dus să culce. Dar aici închei. Știți de ce? Pentru că o parte din ceea ce spune domnul respectiv este fals, sunt falsuri. Dar ce este fals din ce este fals? Pentru că el a făcut declarații Fredolin foarte Lecăr, dure, Fredolin, foarte dure la adresa dumneavoastră. Am înțeles, dar ce pot să faci? Dacă eu aș coborâ la nivelul acestor domni și, sau celor care mă latră, eu, ce ar trebui să fac? Oamenii sunt cei care ne judecă. Oamenii știu ce am făcut eu de-a lungul timpului. Eu n-am furat, n-am mințit, nu mi-am bătut joc de oameni. A pomenit un nume. Fredolin Lecăr lucra șef la Poliția de Frontieră. Fredolin Lecăr a fost eliberat din funcție, a plecat și în locul lui a venit un domn pe nume Rosian Vasiloi. Cunoașteți, da? Iată adevărul. Acum, a negociat cu Cavcaliuc. Un fals cât el de gras. Nu am negociat niciodată. Eu nu negociez principii, eu nu negociez valori, nu fac așa ceva cu bandiții. Eu am fost cel care am acumulat toate materialele necesare pe baza unei anchete de serviciu și am deferit-o procurorilor cu privire la acel Cavcaliuc. De datoria procurorilor și a instanțelor de judecată să rezolve treburile. Mai apoi, ca să... I-ați propus și fie GP? Bineînțeles. Era într-o sâmbătă sau într-o duminică, nu-mi scap acum. Nu mi-am amintesc la ce oră, la 6, 7, 8, eu eram la serviciu. Pe la 6 deja eram acolo. Am dat mesaje la mai mulți din cei care mă tot critică. A spus, domnilor, dacă sunteți atât de buni, veniți alături de mine. Era concurs la șefia IGP-ului. Și i-am propus domnului Gligor să participe și el.
Asta este... v-ați întâlnit sau i-ați scris? În birou la mine i-am propus. E bine, acum... Vedeți, vă contraziceți, numai ce ați spus că el, eto, în timp ce dumneavoastră protestați, el se ducea și se culca. Am văzut critici. Natalia, nu mă contrazic, Natalia, eu vă rog din suflet, pentru că totuși suntem în spațiu public, ne vede lumea. Nu mă contrazic. Omul, pe toată perioada când am fost eu la Ministerul de Interne, am avut atâția specialiști pe tușă. Iată, eu eram la Ministerul de Interne și jucam fotbal cu piciorul, în timp ce zmeii de pe acolo, Plahotniuc de pe de-o parte, Șorpi de alta, Platon pe cealaltă, bine, Platon încă era la pușcărie, dar cred că avea el structurile sale pe care le avea, dădeau cu toporul. Și de pe tușă erau foarte mulți care strigau, dă pas în stânga, dă pas în dreapta, vină Dumnezeu și joacă, sau vină și muncește. Iată, așa s-a întâmplat. Acum, Natalia, dar este un subiect pe care eu îl las la judecata cetățenilor. Personal, în 2013-2014, eu am deconspirat spălătoria mafiei rusești. Eu am deconspirat privatizările ilegale. Inclusiv a unor obiective despre care știe mai multă lume. Eu am fost cel care, împreună cu colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr, ne-au riscat, dacă vreți, sănătatea, viața, o bună perioadă de timp. Nu în studiourile de televiziune, în stradă. Repet. De ce ar trebui lui Ștefan Gligor atunci să mintă în așa hal? Nu știu, dar nu mă interesează că minte sau că nu minte. Dânsul vrea să devină... ce vrea să devină? Nu, așa ați spus că el... Politician. Dânsul consideră și am văzut în câteva rânduri și am spus că este nedrept. A spus că datorită lui și echipei lui am scăpat de Plahotniuc. Doamne ferește, pe nivel de lumea, Dumnezeu ne martor. Poporul Republicii Moldova a avut la un moment curajul, determinarea și l-a terminat pe Plahotniuc. Eu nu îndrăznesc, scuzați-mă că cumva parcă aș avea cumva pretenția că am pus bazele unei platforme civice. Împreună fiecare cu... a contribuit așa cum a putut, domnule Stasia. Vă rog din suflet, dacă m-ați întrebat. Bine. Cumva aș putea să am pretenția că am fost la bazele mișcării noastre antioligarhice. Aș putea să am pretenția asta. Dar nici eu nu îndrăznesc să spun că eu sunt cel care am scăpat țara de Plahotniuc. Nu. Pentru că fără acest minunat popor, deșteptat și dornic de libertate, nu s-ar fi produs acest lucru. Și vă rog să-mi permiteți ca la acest capitol să nu mai trebuiască să comentez niciodată. Îi las pe cei care ne privesc în momentul de față să ne judece și pe unul și pe alții. Vă mai dau un exemplu. La un moment, acest domn s-a apucat să facă un referendum. Vă amintiți cu toții, nu? Da. Păi vreau să vă spun că mai bine de două treimi din oamenii care au venit, s-au înscris pe liste să susțină, au venit acolo la îndemnul meu, erau membri ai Platformei Demnitate și Adevăr, dar am avut înțelegerea faptului să nu politizăm procesul. Și iată că acum văd că omul are curaj. Păi da, oamenii care au venit acolo și s-au semnat pe această listă sunt membri ai Platformei Demnitate și Adevăr. Ori povestea cu Muscar la Arat o cunoașteți? O cunoașteți. Normal, tare la mod în Republica Moldova în ultima perioadă de timp. Și voi încerca să râd mai mult, voi încerca să zâmbesc mai mult atunci când este vorba de acești domni și doamne și îi vom încuraja pe cetățenii Republicii Moldova să nu mai trăiască din percepții, din ceea ce le se spune la televizor. Dar dumneavoastră nu ați luat, nu vă fac niciun reproș, dar în momentul în care a fost o acuzație la adresa mea, nu era bine să mă sunați și pe mine să-mi cereți un drept la replică. Jurnalistic totul a fost absolut corect, pentru că în studio a fost prezent Ion Trăguț, membru al platformei, da, secretarul general. Bine, dar au fost prezent Natalia, chiar nu am pretenții la nimic. Trecem mai departe, pentru că mai avem și alte subiecte. Un singur lucru le spun cetățenilor. Oameni buni, dumneavoastră când vă uitați la televizor, bineînțeles că oricine astăzi este liber să spună ce vrea. Spuneți-mi, vă rog, că s-a adus în discuție acel domn Purice. Era un om care muncea acolo. Un om care ținea niște... Este una să stai pe tușă și să te dai cu părerea și alta să intri într-un proces foarte și foarte complicat în care trebuie să duci la bun sfârșit tot ce este bun și să elimini tot ce este rău. Ei bine, era nevoie de dus la bun sfârșit niște proiecte europene. Niște proiecte în care erau implicate peste 6 milioane de euro. Și eu asta am făcut. Am dus la bun sfârșit acest lucru. Cum am dus eu? Cu cine am făcut acest lucru? Numai eu și Dumnezeu știe și am făcut-o de o asemenea calitate, astfel încât astăzi când mă duc la Ministerul de Interne de la București, oamenii de acolo vorbesc cu satisfacție de acea perioadă în care am colaborat împreună, în care am dus la cel mai jos nivel
la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani contrabanda, perioada în care am dat drumul proiectului SMURD, am făcut instruire a angajaților structurilor mai ieri. Dar dacă mergem la Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova și întrebăm pe polițiști cu cine vor vota în această campanie, cu Andrei Năstase, care a fost ministru de interne, sau cu Gheorghe Căvcaliuc, care a fost mai multe funcții avut. Cu cine mai degrabă polițiștii vor vota? Iată, cred că acest lucru puteți să-l faceți la făcând un sondaj pentru polițiști și eu nu am pretenția că polițiștii trebuie să mă voteze pe mine. Ceea ce am făcut eu, am încercat să depolitizez această structură, să dau libertate oamenilor să nu mai răspundă la telefoanele procurorilor, spre exemplu. O să găsiți polițiștii pe care eu am fost sesizat, domnul ministru, să știți că suntem într-o operațiune, era vorba despre intoxicarea copiilor cu carne și așa mai departe. Domnule, suntem sunați intens să încetăm percheziții, sunt toate. Și știți ce ne-am întrebat? Domnilor, dar cine vă sună? Păi uite, ne sună de la procuratură cu tare, cu tare. Dar dumneavoastră puteți deconecta telefoanele? Asta le-am spus. După asta, toți acești polițiști au spus, domnule, vă mulțumim pentru libertatea de a acționa conform legii. Același lucru l-am făcut în vamă. Când vineau colegii noștri din România și ne aduceau susținerea materială, ajutoarele sanitare, niște oameni de acolo zice, domnule, cum Dumnezeu ați reușit? Ce s-a întâmplat? Cu uite, în 4 luni de zile, în România s-au înregistrat încasări de peste sute, nu vreau să dau cifre exacte, dar sute de milioane de euro doar de pe domeniul ăsta. Bineînțeles, de la toate frontierele. Pentru că am simțit o scădere a contrabandei la nivelul graniței. Știți ce le-a spus polițiștii moldoveni? S-au uitat în jur așa și a spus, domnule, Năstase ne-a spus un singur lucru. Nu mai răspundeți la telefoane și aplicați legea. Dar, domnule Năstase, a mai fost și un alt efect de atunci. Plăhătniuc a fugit din țară și dumneavoastră țineți minte inclusiv despre contrabandiști și spunea că toți s-au ascuns în tufari și așteptau să vadă ce se va întâmpla politic. Da. Și abia peste 4 luni de zile, după ce au plecat Năstase de la Ministerul de Interne. După ce guvernul a demisionat, de fapt a demisionat prim-ministrul și guvernul a fost schimbat, lucrurile au început să se aranjeze. Ați văzut. Puțin câte puțin. Dar numai o secundă, dacă se poate. Eu vreau să reușim și la alte subiecte. Dacă se poate, pentru că se lasă impresia că Plahotniuc a plecat cu Năstase, ministrul de interne. Ceea ce vreau să le spun oamenilor. Plahotniuc reuși să se plece împreună cu Șor, pe ascuns, înainte ca Andrei Năstase să fie instalat în calitate de ministru. Să fie foarte, foarte clar, pentru că așa asta a fost o linie de atac a tuturor băiețelor ăștia din peluză, din peluza politică. Ei au atacat, i-a dat drumul lui Plahotniuc. Păi bine, noi cunoaștem foarte bine cum s-au întâmplat lucrurile, cum au mers ambasadorii pe la Plahotniuc și pe urmă nu puteau găsi. Deci lucrurile trebuie văzute în profunzimea lor. Cu mine, la Ministerul de Interne, vă rog să-mi scuzați lipsa de modestie, dar cu mine la Ministerul de Interne, Țuțu era fugari, Șor erau fugari, Plahotniuc erau fugari, Botnar, după asta a fost condamnat, atâtea și atâtea scheme de contrabandă au fost desființate, scheme de otrăvire a copiilor noștri cu narcotice Bine. Au fost eliminate. Eu cred că se poate dedica o emisiune separată de perioada noastră de la Ministerul de Interne, acum nu avem timp. Recent s-a încheiat o perioadă foarte și foarte importantă, potrivit mie, în ceea ce noi numim procesul adevărat politic din Republica Moldova, eu în vedere acele negocieri, care unii numesc calea spre eliberare, alții numesc o mimare, dar nu negocieri. Vreau să vă întreb. Pe care negocieri vorbiți acum? Privind numirea guvernului, două tentative eșuate și decizia Curții Constituționale care a permis dizolvarea Parlamentului. Acum nu vorbim despre faptul și-a dorit sau nu și-a dorit platforma da alegeri anticipate. Vorbim despre regulile de joc și corectitudinea respectării sau nerespectării acestor reguli. Vă întreb, au fost sau nu au fost mimate negocierile privind formarea guvernelor? Pentru că au avut loc câteva tentative. Poate pe dumneavoastră nu vă interesează dacă a vrut sau nu platforma da alegeri anticipate, dar sunt sigur că pe cei de acasă interesează. Platforma Demnitate și Adevăr și-a dorit alegeri anticipate, dar alegeri anticipate organizate corect, libere, cu un guvern pro-european la butoane, cu un ministru altul decât Voicu la interne, cu rezolvarea mai multor probleme economice și sanitare și după asta cu mai multă deschidere pentru diasporă și după asta să avem cu toții satisfacția că au fost niște alegeri libere și corecte. Asta este abordarea platformei, da.
dacă au fost sau nu au fost respectate regulile democratice, constituționale, legale. Asupra acestui fapt s-a expus într-un mod aparte Curtea Constituțională. Când spun în mod aparte, spun că, din păcate, 5 judecători au decis în mod diferit. 2 într-un fel și 3 în altul, dacă mi-amintesc eu, nu? Nu a fost un consens cu privire la respectul față de aceste reguli. Din punctul meu de vedere, ca și jurist, ca și fost procuror, ca și avocat, e o problemă. Pentru că pe asemenea chestiuni, când este vorba de ceea ce este poate mai scump nou chiar decât libertatea și viața, democrația, pe aceste chestiuni trebuia să se stea mult și bine, astfel încât să se ajungă la un consens. Nu pot să văd eu într-un fel alb și celălalt să vadă negru, pentru că abordările, ați văzut, erau diametral opuse. Am văzut opinia separată a judecătorului Sergiu Țurcanu, care era fundamentată, și am văzut o majoritate care a considerat că nu a fost mimat, că nu a fost cerut un vot de neîncredere decât un vot de încredere în Parlament. Dar autoritatea Parlamentului a fost sau nu a fost subminată? De către cine? De către președinție. Eu cred că cel mai grav a fost subminată această autoritate a Parlamentului însăși de majoritatea parlamentară toxică. Aici a fost mare, mare problemă. Modul în care au gestionat lucrurile și mai ales după pronunțarea de către Curtea Constituțională a deciziei sale. Ce a urmat a fost descalificant. Pentru că dacă până atunci puteam discuta despre un anumit mod de abordare, despre oportunitate, despre... Iată, după asta, nimic nu mai scuza atitudinea celor de la... Îmi pare că evitați să răspundeți la întrebarea mea. Eu acum mă refer la câteva, inclusiv posteri făcute, declarații făcute publice de către membrii platformei. Da, eu mă aduc aminte de postarea doamnei Mariei Ciobanu, pe care o respect foarte mult. Pe data de 30 martie ea a scris, Parlamentul a avut, citat din Maia Sandu, Parlamentul a avut posibilitatea de 2 ori să investească un guvern profesionist dedicat cauzei cetățenilor. Și în ambele cazuri Parlamentul s-a împotrivit. Asta unde s-a întâmplat, doamnă președintă, întreabă doamna Ciobanu? În care parlament din lume? De ce și pentru cine faceți asemenea declarație? Știți că a fost aproape ca arsă pe rug, doamna Ciobanu, pentru... Ca și doamna Cozonac. Membrul fracțiunii platformei. Ca și jurnalista Cozonac, ca și alt jurnalist. Alexandru Slusăr, știți că a scris că un politician mai corupt decât Igor Tudon nu am cunoscut și un politician mai cinic decât Maia Sandu n-am cunoscut. Iată, aceste declarații au fost făcute... De ce? Pentru că așa au văzut oamenii lucrurile. Dar noastră cum vedeți ca lider de partid? Am să vă spun exact ceea ce v-am spus eu. Unii au văzut că au fost mimate procesele. Alții au spus că nu au fost mimate. Iată, cel care ne privește în momentul de față, Badi Gheorghe de la Mândrești, mă, ta ești un bun observator, stai cu radioul la urechi, stai cu televizorul seara și te uiți, mă, ta trebuie să decizi cine a avut dreptate. S-au mimat procesele sau nu s-au mimat? Într-un final, cu toții ne-am dorit dizolvarea Parlamentului și alegerea anticipate. Doar că Platforma Demnitate și Adevăr și-a dorit-o pe cale perfect constituțională, legală. Știți de ce? Pentru că orice precedent de asemenea natură s-ar putea să ne coste în viitor. Dar felul cum aceste negocieri au fost conduse... Negocieri? Eu nu știu dacă au existat negocieri. Da. Bine, asta tot e un fel de a răspunde faptul cum reformulat. Ce s-a întâmplat? Asta v-a făcut să simțiți că aveți un partener pe șocherul de dreapta sau nu aveți? Ce s-a întâmplat a scos în evidență diferența de abordări. Noi avem aceleași obiective. Și eu și Maia Sandu ne dorim ca în Republica Moldova să se trăiască bine. Partener aveți, domnul Stasi, vă întreb? Vă rog din suflet. Noi puteți suntem... mă rugați să devine publicitate peste noi. Foarte bine. Și eu v-am spus, acest episod a scos în evidență abordările diferite ale noastre. Obiectivul este același. Iată de ce eu am ales calea constituțională, perfect legală, pentru a nu lăsa loc de exploatare acestor precedente de către viitorii politicieni, mai buni sau mai răi. Asta este diferența. Dar, într-un final, sunt sigur că avem în momentul de față susținerea și a președintelui pentru demersurile noastre de accedere în Parlament și de a forma împreună cu colegii noștri din Partidul Popular European
aceeași majoritate. Cetățenii să vă judece. Acesta a fost Andrei Năstase, președintele platformei DA. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Năstase. După pauză ne vedem cu Igor Boțan, Stăljantan și Corneliu Ciuri. Rămâneți cu noi. Mercur retrograd, de luni până joi, la 17:30 la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm la așa flux mare de pacienți. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Плоили абунденты au făcut пропотчину. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători care... Nu păstrați distanța. De ce m-am răscat și de ce nu m-a lăsat? Avem nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar, de la 19:00, doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22:00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22:00. Mercur retrograd, de luni până joi, la 17:30 la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții.
Mariana Rață le scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare luni, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Abundente au făcut prăpăt și înălcămit. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători care... Nu păstrați distanța. De ce m-am vrăscat și de ce nu m-a lăsat? Avem nevoie de declarații. Prieteni, continuăm în această parte a emisiunii, discutăm cu comentatorii politici, doamna Stella Jentoan, Cornelie Ciurea și Igor Boțean. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Vreau să discutăm despre care vor fi principalele mize din această campanie, șansele coaliției post-electorale, principalele semne de întrebare care v-au ridicat acele partide care au fost deja înregistrate sau ce puțin și-au anunțat participarea în această campanie. În general, despre ce va fi această campanie potrivit dumneavoastră? Dacă pe scurt, doamna Jentoan. Începeți cu doamnele. Mi-a fost dor de dumneavoastră. Mai tare decât de Corneliu Ciurea și Igor Boțean. Că trebuie să ajut în fiecare zi. Eu? Nu, dacă nu v-a fost dor de voi, înseamnă că... Bine, trecem. Revenim o subiectul discuției. Despre ce va fi, de fapt, această campanie? Nu, în viziunea mea, această campanie va fi despre... lucruri foarte clare. Deci sunt acei care, așa, unia corupțiilor și partidele sau forțele anti-oligarhice și asta va fi lupta principală. Momentele de geopolitică care sunt acum sau sunt introduse de către blocul PCRM, este miza, ca de obicei, a celor de stânga, pentru că anume așa se mobilizează electoratul de stânga, anume așa aceste două partide, ratingul cărora este a unui nu se ridică până la 5%, a celuilalt, cum este PSRM, el a căzut dramatic. Deci miza lor principală este și singura posibilitate asta de a mobiliza prin diferite sperietori electoratul de stânga pentru a obține cât mai multe mandate. Dar cred că
lupta principală, dacă vorbim despre așa segmente convenționale cum este stânga, dreapta, centru, lupta principală între atât partidele de dreapta și partidele de stânga va fi totuși centrul politic, pentru că nicio forță politică, nici cei de stânga, nici cei de dreapta, nu iau majoritatea mandatelor în Parlament și vor putea crește propriul bazin electoral doar din contul electoratului alegătorului de centru stânga. Eu astăzi când am aflat că Dumitru Diaconu nu va candida pe listă Partidului Democrat, în general nu va candida în viitorul Parlament, am început să-mi fac griji. Cine va avea grijă de șecherul de centru de data aceasta? Permanent PD s-a aflat în centru și cumva era acea nevastă care era curtată fie de cei de dreapta, fie de cei de stânga. Acum cine va ocupa acest șecher? Bun, dar să nu-i sperăm pe cei de la Partidul Democrat, îi speră foarte mult că vor trece pragul și ei, bun, s-au mutat un pic, am impresia că s-au mișcat pe șecherul un pic spre dreapta, pentru că, evident, ei resping în totalitate moștenirea pe care o neagă vorba de Plahotniuc și vorbesc despre un pro-europenism acerb. Dar în continuare putem considera cu Diaconu, fără Diaconu pe listă, dar eu, PD-ul e un partid de centru. Poate domnul Diaconu știe ceva, de ce nu mai candidează? Unci, o să aveți probabil posibilitatea să-l invitați, să-l întrebați, deși m-aș mira dacă va răspunde sincer la întrebarea asta. Totuși, centrul este revendicat astăzi de un partid, zic eu, populist, dar nu neapărat în sens rău, blocul Renato Usată, și Partidul Ușor, care are și el doza lui de populism. Deci, în fond, centrul este revendicat acum de partidele populiste, care, eu sunt de acord cu acest diagnostic, vor avea un rol de jucat ulterior, pentru că nu cred că cei doi pretendenți la coroana regală, PAS și Blocul Socialiștii Comuniști, vor putea să obțină majoritatea în viitorul Parlament. De asta, sigur că vor fi curtate partidele de centru care vor accede în Parlament. Despre ce este campania electorală? În primul rând, este fără a lipi etichete, este o bătălie între câteva mesaje cheie, principalul fiind pe stânga patriotismul și, hai să zicem așa, moldovenismul, neutralitatea, securitatea versus... Dar apropo, cine sunt acei străini cărora ei promit că nu vor da țara? Sunt occidentali care în ultimul timp sunt din ce în ce... Bun, eu spun foarte clar, dumneavoastră știți, cunoașteți răspunsul și toată lumea știe, ambasadorii sau mai bine zis așa numitul deep state, care, bun, din punctul lor de vedere, și eu împărtășesc acest punct de vedere, se manifestă din ce în ce mai activ în condiții, în realitatea Republicii Moldova. Dar sunt și alte mesaje. Deci sunteți adeptul teoriei că străinii ne conduc? Sunt... Nu. Sau ce aveți în vedere sub acest deep state? Văd din ce în ce mai mult asertivitate din partea occidentalilor, care... de ce nu utilizarea standardelor duble în condițiile noastre, și acest lucru trebuie să fie cumva stopat, cel mai bine să fie stopat pe cale politică. Dar suntem cu tot același lucru, domnule Ciurea, și pe segmentul de stângă, doar cu Federația Rusă. Adică fix același lucru. Pentru moment, în anii 90 v-aș fi dat dreptate. În anii 90, de exemplu, Rusia era deși slabă, dar consideram că Rusia avea un rol mai mare de jucat. Și chiar, într-adevăr, juca un rol mai mare în țara noastră. În 2000 s-au echilibrat, dar acum, dacă facem abstracții de Transnistria, unde există un real control rusesc asupra teritoriului, atunci pe malul drept, evident că influențele și nu întotdeauna benefice ale occidentalilor precumpănesc, predomină asupra celor rusești. Domn Boțan, dar cât de real este acest mesaj? Pentru că eu merg prin oraș și mă uit la aceste billboard-uri unde este scris nu vom da țară străinilor. Și eu mă gândesc, omul de casă care se gândește la va avea, nu va avea salariu, va deveni viața lui mai bună sau nu va deveni, de ce viața lui nu este așa de bună cum el își dorește, el chiar înțelege că asta este legat de străini. Cât de, nu știu, bine gândit este acest slogan? El este pe înțelesul oamenilor în general? Probabil cei care l-au lansat cred că e pe înțelesul oamenilor.
Cel puțin ei speră că pe înțelesul oamenilor, dar lucrurile trebuie dezghiocate astfel ca oamenii să înțeleagă. Aceste alegeri sunt despre finalul istoriei referitoare la statul capturat. Noi am avut 2 ani de zile în urmă o istorie cu implicarea străinilor, apropo, și atunci cei care acum vorbesc despre neimplicarea străinilor, tare erau fericiți că la Chișinău a venit străinii un emisar. Străinii s-au plecat. Da, și emisarul. Și știm că un lider politic era foarte speriat de ceea ce s-a întâmplat atunci. Și imediat după ce domnul Plahotniuc a fugit din țară, expresia statului capturat era parlamentul ales în baza sistemului mixt. Iată acum alegerile anticipate. Eu asta am înțeles. Și domnul Dodon promova anul trecut, când era încrezător că câștigă alegerile prezidențiale, dumnealui a lansat ideea alegerilor anticipate, dumnealui l-a convins pe domnul Chicu să-și dea demisia pentru a declanșa și înțelegerea mea era că cei care își doresc alegeri parlamentare anticipate își doresc să pună un punct, un stop, full stop în istoria statului capturat prin alegeri anticipate. Pentru că într-o țară cu regim parlamentar, parlamentul numește toți judecătorii, șefii instituțiilor de reglementare și așa mai departe. Deci nu poți decaptura statul dacă nu faci un fel de reînnoire a principalei instituții. Deci aceste alegeri, și s-a insistat pe ele pentru a pune un punct, un full stop în istoria statului capturat. Vor reuși sau nu? Ce s-a întâmplat între timp? Cei doi parteneri care erau antipozi și-au unit eforturile pentru a scăpa de cel care controla totul. Și s-au implicat străinii. Noi... Doi parteneri aveți în vedere blocul acum de atunci, adică PAS-platforma, da, și PSRM. Da. Au încercat să decaptureze statul și nu le-a ieșit nimic. S-au despărțit și unul din parteneri, care a subsemnat sub declarație de decapturare a statului și așa mai departe, a făcut coaliție cu forța politică care era exponent a statului capturat. Cu unul, apoi cu al doilea, da? Am în vedere Partidul Democrat până la... Apoi cu al doilea, cu Șor, cu Partidul Șor și așa mai departe. Scuze, de ce nu până la capăt cu Șor? N-a fost anunțat alianța. Sigur, domnul Boțan mereu zicea, nu stați, domnule. Eu sunt document. Eu am văzut document în care eu, prin care eu au format majoritatea parlamentară. Da. Deci, stați o clipă, știți cum? Dacă nu există ștampilă în pașaport, dacă nu înseamnă că nu sunteți în relație cu conjugale, cu sexuale, cu o doamnă. Alianțe. Sau dar nu domn. Neglijați faptul că alianțele se fac printr-un act semnat. Hai să lăsăm nuanțele. Toate s-o fac. Dar asta e formalism, ceea ce spuneți. Asta e formalism, ceea ce spuneți. Nu e formalism, dar când e unul, e doi, e trei, toate s-au făcut în baza, ele sunt importante, acolo statuiezi în baza căror principii creezi o alianță. Și asta nu e formalism. Bine, hai să revenim la asta, da. Dar îi permitem, domnul Boțan, deci, să-și încheie gândul. Ca să înțeleagă toată lumea, de ce s-a insistat, de ce a fost această luptă, pentru a pune punct în istoria statului capturat. Acum, pentru mine, ca și cetățean, după aceste alegeri, eu nu vreau să mai aud de stat capturat. Câștigă cei care vor reforma justiției foarte bine, vor ridica flamura decapturării statului, câștigă ceilalți, Dumnezeu să le dea sănătate, eu mai mult la tema asta nu vreau să ne întoarcem, pentru că dacă câștigă partea cealaltă, înseamnă că lucrurile rămân neschimbate, în albea în care s-au așezat încă de pe timpurile domnului Plahotniuc și lucrurile continuă mai departe. Dar este important ca acest exercițiu să aibă loc și cetățenii Republicii Moldova să participe la el, pentru că democrația noastră se numește reprezentativă și dacă cetățenii vor accepta ca în Parlament să fie Partidul Șor, nu știu, alte partide care au lideri care au participat la furtul biliardului, la multe lucruri. Înseamnă că asta merităm noi ca societate, ca cetățeni. Eu mai mult, zic pentru mine, mai mult nu vreau să aud de statul capturat. Dacă cei care au ridicat flambra statului, decapturării statului, nu-i duce capul să-și unească forțele pentru a duce până la sfârșit sarcina pe care și-au pus-o pe umeri și le-au promis cetățenilor, asta e problema lor. Asta înseamnă că soarta noastră este pecetluită. Punct. Eu mai mult nu răspund la această întrebare, doar dacă mă întrebați despre străini.
Asta despre străini, asta despre e o chestie străini, foarte acest interesantă. Acest deep state. Da. Deep state. Avem sau nu? Deci, noi avem implicația străinilor. Pentru că se înregistrează emisiuni televizate și sunt scoase de pe post, la un telefon, la o anumită... Vă referiți la emisiunea nostru, Consiliul nostru al audiovizualului, nici nu e poziție că se întâmplă astfel de lucruri foarte urâte. Mai este un lucru. Nouă ni se spune că piața unei țări va fi deschisă pentru noi doar dacă câștigă un anumit candidat. Și asta este imixiune și influență nu asupra forțelor politice, ci asupra cetățenilor. Ei, dar, luați seama. Domnule să-mi scuze, aici voi încerca să fiu un pic avocatul diavolului, pentru că ceilalți tot spun că doar dacă noi vom câștiga, va fi finanțarea din partea Uniunii Europene. Fiți același lucru, îl spun. Nu este... Nu este așa ei spun? Dacă adică așa. Unii spun că va veni ajutorul rușilor, alții spun că va veni ajutorul rușilor. Mesajul așa este zașifrovan, că nu știu dacă cineva să înțeleagă. Domnule Moțan, descifrați mesajul nostru. Despre ce forțe externe vorbește? Deci, dacă ai un acord de asociere cu Uniunea Europeană și acolo e scris ce ai de făcut, iar în schimb o aceea ce faci pentru că noi l-am semnat, primești suport ca da, să avansezi. Nu uitați de condiționalități politice. Păi, păi da, pentru că am semnat acordul ăsta. L-am nu semnat. Era nimic despre nu, condiționalități. Ele au apărut ulterior. Stați, au apărut pentru că a fost nevoie să apară. Așa, pentru că... Credeți că a fost nevoie. Stați, a fost nevoie. În schimb, cu Federația Rusă, noi avem un acord de liber schimb care, în mod straniu, este aplicat selectiv pentru un singur candidat. Înțelegeți? Deci este un fel de inegalitate. Pentru Uniunea Europeană, oricine ar fi la guvernare, dreapta, stânga, unioniști și așa mai departe, dacă îndeplinești prevederile acordului de asociere, iată suportul. Și am văzut acest lucru când domnul Pavel Filip era prim-ministru, domnul Plahotniuc guverna țara, în noiembrie 2017 s-a semnat memorandum, au fost condițiile, faceți asta, primiți în pofida faptului că domnul Plahotniuc era într-o chiparea forțelor, hai să spunem așa, ostile. În relațiile noastre cu Federația Rusă, noi avem un acord de liber schimb. Și acest acord de liber schimb este ca și cum trecut cu vederea, noi suntem pedepsiți pentru că autoritățile au semnat acordul de asociere și ni se spune că doar un singur partid, dacă vine la guvernare, poate cumva... Au spus ei asta oficial? Sigur că da. N-au spus ei oficial. Cine n-au spus? Poate Dodon să spună asta, dar rușii n-au spus. Nu, dar să tot vorbește Dodon despre asta. Dodon poate să spună. Păi stați, dar noi vedem că Dodon face campanii pe asta. Păi Dodon face, dar vorbește despre Rusia. Dar atunci de ce să speculeze factorul implicării străinilor? Ca să câștige electoral. Ca să câștige, la atunci, fel cum face orice foarte, politician. Exact. Atunci trebuie să le spunem cetățenilor. Stimați cetățeni, asta sunt speculații pentru a câștiga alegerile, pentru a vă pune deci spaghete pe urechi. Asta trebuie să înțeleagă cetățeanul din această discuție. Și atunci europenii tot, despre europeni la fel trebuie să spunem așa. Sunt speculații, că ei vor da bani tuturor. Și lui Dodon, și lui Voronin. Păi dacă, dar cine folosește în genere chestia asta în campanie electorală? Că spuneți-mi, Voronin i-au dat bani. Înainte de acord de asociere nu i-au dat. Spuneți, cine folosește asemenea mesaje? Că Occidentul va da, de unde ați luat chestia? Nu, eu merg pe ideea domnului Boțan. Domnul Boțan argumentează ceva și eu arăt inconsistența acestei argumentări. Dar de ce inconsistența? Pentru că ce spune domnul Boțan, astea sunt declarațiile oficiale pe care le face și domnul Voronin, care este cap de listă la blocul pe Ceremia și spune Dodon, care este numărul 2 în acest bloc. Da, așa spune. Și domnul Furculiță spune. Eu fac din Dar care este logica că la fel și Occidentul? Occidentul în genere prin nimeni nu vorbește despre așa chestie. Prezenți zi și noapte aici, doamne. Dacă ești prezenți, nu fac asemenea declarație. Noi încurcăm lucrurile. Deci occidentalii vin cu contribuții financiare serioase în baza serioasă. Păi Uniunea Europeană are proiecte de infrastructură la Cahul, la Ungheni. Da, numai nu guvernului dau administrațiilor publice. E așa corect, fapt, pentru că guvernul fură banii ăștia. Dar reglementările face guvernul. Deci noi înțelegem aceste lucruri. Guvernul face toate reglementările și pentru administrația locală și pentru toate lucrurile astea. Deci, eu vreau un singur lucru.
ca să înțeleagă cetățenii, că cei care speculează cu implicarea străinilor sunt primii care îi implică. Și cazul cu Tkaciuk, și n-am văzut reacția audiovizualului nostru, instituție de stat, și chestia asta e... Cu Tkaciuk, n-a fost un post de televiziune... N-a dat voie ca el să apară acolo. Dar dumneavoastră mergeți mai departe și ajungeți să niște trageți niște concluzii. Acest lucru s-a făcut, eu am citit interviul lui Tkaciuk, acest lucru s-a făcut la telefonul unui lider politic de la Chișinău care spuneți, a sunat... Atunci spuneți lucrurilor pe nume. Cine a sunat din Chișinău și a rugat să nu apară postul Tkaciuk pe postul RTR? Când îl chemați pe domnul Tkaciuk, vă povestește el. Dar este un fenomen care este persist în Republica Moldova. Și pe mine, ca și cetățean, chestia asta cumva mă atinge. Vorbești despre implicarea străinilor și îi implici în același timp. Eu aș vrea, haideți, pentru că asta, eu nu știu, este foarte greu să înțelegi toate chestiile astea prin asemenea prismă, cred că. Dar haideți să privim lucrurile prin altă prismă. Deci, acest discurs a socialiștilor și comuniștilor, că nu vom da țara străinilor, că iarăși, haideți, ne unim forțele de stângă, toate partele de stângă să eliberăm țara și așa mai departe. Deci, asemenea declarații fac partidele sau face un partid care din 2019 este la guvernare și care din 2019 noiembrie este de unul singur la guvernare până 2021, care controla Parlamentul, care controla guvernul, care avea și președinte și președinte de Parlament și șef de guvern. Deci un partid politic care intră în blocul de stângă, cum este PSRM, se lansează cu un asemenea slogan în campanie electorală: nu vom permite să dăm țara străinilor. Deci, domnilor, dar 2 ani de zile, ce a făcut acest partid și de ce a ajuns tocmai la peste 2 ani și jumătate de guvernare de unul singur, controlând Parlamentul, guvernul, președinția, încă o dată, repet, să vină cu așa un slogan în campanie electorală. Dar cine pretinde așa de tare la să controleze Republica Moldova, de exemplu, din străinii? Nu, eu nu mă revolt, eu pur și simplu nu înțeleg logica. Eu nu înțeleg logica unui partid care controla guvernarea 2 ani și jumătate de zile. Dar eu nu controla toate instituțiile. Cum, domnul Ciurea? Iată aici, vă rog frumos... Curtea Constituțională, ați văzut ce decizie. Da, dar când Curtea Constituțională era condusă de membru partidului PSRM, cum a fost domnul Țurcan, Vladimir. Și a fost dat un telefon, ce scandal. Dar tot domnul Dodon a contribuit ca domnul Țurcan peste 5 minute să nu mai devină șef de Curtea Constituțională. Nu a contribuit Dodon, deci, dar pur și simplu... Haideți, refrenul este că Curtea Constituțională este controlată de forțe străine, domnul Ciurea. Asta este, pur și simplu, un nonsens, absurditate și, în genere, o prostie crasă care este interesată cu oamenii a căror proveniență și origine noi nu știm, cine sunt ei, ce se ocupă, care este. Origine, aveți în vedere un arbor al genealogiei? Mă refer la oamenii cu rucsaci, așa îi numesc în spate. Dar care-i problema? N-a venit! Care-i problema în oamenii cu rucsaci? Problema este că nu avem acordul dintre președinție și Fundația Adenauer cu privire la funcționarea și cu privire la acest proiect. Domnule Ciurea, inclusiv dumneavoastră, deci eu văd că cu foarte multă insistență, eu cât am stat acasă, am încercat să urmăresc mesajele politice care sunt răspândite prin diferite posturi de televiziune și la unele posturi de televiziune afiliate socialiștilor, eu aud aproape în fiecare zi această, știți cum, sperietoare despre faptul că acuși vor veni oamenii cu rucsacii finanțați finanțați de Soros, Conrad Adenauer și Rex, eu vreau să înțeleg. Inclusiv dumneavoastră ați lucrat foarte mulți ani într-o structură cunoscută din societatea civilă, IDIS Viitorul, finanțat la greu. Știți cât de greu este, cât de greu este de câștigat granturi. Ați fost finanțat și este instituția de mai multe structuri europene. Vă puneau sarcini și vă dădeau... Și care e problema?
dar lucrurile s-au schimbat în ultimul timp. Cu apariția condiționalităților politice s-a schimbat și modul de funcționare a societății. Cine a băgat condiționalități politice? Și la ce nume vă referiți? Haideți despre asta. Condiționalitățile a băgat Uniunea Europeană, dar în general statele dar ei n-au scris care partid să fie sau să nu fie în Parlament. Ei au băgat condiționalități, de exemplu, să fie respectate anumite principii, valori, instituții depolitizate. Deci asta totuși nu înseamnă că trebuie să fie picioată pasă o platformă. Trei momente importante. Reforma justiției, lupta cu corupția și, corect, pentru că asta și este capitolul 2. Chestia independența mass media. Dar pentru a supraveghea toate aceste lucruri și pentru a împinge lucrurile într-o direcție dorită, ei au creat o armată întreagă de îngeri. Ele au fost create de mult. Dar cum ele sunt susținute și schimbarea de macaza Occidentului a fost când nu este suficient doar să... nu este suficient doar să promovezi aceste reforme. Este important să ajungi la putere și de pe poziții de putere. Și au fost identificați oameni, pe de o parte, care îi promovează pe politicieni din societatea civilă și politicienii care astăzi au ajuns la guvernare. Niciodată n-am crezut că dumneavoastră veți evalua într-așa o teorie. Numai așa pot fi văzut. Despre această armată, mie mi-e interesant dacă ne considerați și pe noi partea acestei armate, dar despre asta după o scurtă. Și domnul Ciurea a fost partea acestei armate. Eu am fost, dar am plecat. Mercur retrograd, de luni până joi, la 17:30 la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cunoaștere. Puterea e plină de slăbiciuni, frici, dar și virtuții. Mariana Rațele scoate pe toate din cutia neagră și provoacă la adevăr. În fiecare lună, la 20:00. Fiecare zi aduce noi evenimente pe scena politică, noi dezbateri, tot noi întrebări, iar vineri, în direct, vom avea și răspunsuri. Răspunsuri la mai multe întrebări, comentarii la evenimentele care contează. Întreabă Ghețu, într-o dimensiune nouă, de la ora 20, în fiecare vineri seara, doar la TV8. Lucruri ciudate astăzi se întâmplă în lume și în sori. Tună iarna și plouă, ninge vara pe flori. Lucruri ciudate de tot se întâmplă pe glob. Știrile pe care le scriu eu sunt despre oameni și pentru oameni. Despre viață, emoții. Să ne rugăm la oameni să respecte, pentru că noi nu rezistăm așa flux mare de pacient. Orice lacrimă este un strigăt de disperare. Să pui accentul cu incluziunea pe persoane cu dizabilități. Sunt știri despre necazuri, despre eșecuri, despre succese. Majoritatea gardurilor au fost smulse din temelie. Când reportajele mele au un impact atât de semnificativ, atât pentru mine, cât și pentru oameni care îmi încredințează istoriile lor, mă simt împlinită. Știri cu Diana Popa, de luni până vineri, ora 17:00. В новом году, в новое время. Отныне смотрите выпуск новостей на русском языке по будням в 22:00. Мы расскажем о самых ярких событиях дня. Не пропустите в прямом эфире на ТВ8. Новости с Юлией Будеч. С понедельника по пятницу в 22:00. Плоили абунденты au făcut пропотчину. Lucrătorii medicali au urcat în caiace. Astăzi masca este obligatorie în spațiu. General trebuie să se preocupe de judecători. Ce înseamnă asta? Veți achita. Trebuie să se preocupe de judecători care... Nu păstrați distanța. De ce m-am vrăscat și de ce nu m-a lăsat? Aveam nevoie de declarații. Sunt Mihaela Dicusar și vă invit în fiecare weekend la știri. Știri de weekend cu Mihaela Dicusar.
de la 19.00 doar la TV8. Ежедневно по будням я и мои коллеги спешим к вам рассказать о самых значимых событиях уходящего дня, о проблемах и достижениях страны, о чаяниях и радостях граждан, о взлетах и падениях и, конечно же, истории успеха. Все это с понедельника по пятницу не пропустите в 22.00 в прямом эфире на ТВ8. Новости с Яной Степаненко с понедельника по пятницу в 22.00. Меркур ретроград. De luni până joi, la 17.30, la TV8. Tensiune, intensitate, demascare și cu... Prieteni, noi continuăm să discutăm destul de aprins cu doamna Stăljantuan, Corneliu Ciurea și Igor Boțan. Revenim la acea armată finanțată de străini care ce face? Îi ajută pe... Se implementează. Vedeți, trebuie să vă dau și cuvintele, pentru că mesajul el este deja creat de către stânga, dar cred că nu sunteți atenți. Ei impun o guvernare externă, deocamdată prin intermediul unor interpuși, care sunt ba la președinție, ba iată prin capturarea unor instituții ca Curtea Constituțională. Deci sunt diferite. Cine a capturat Curtea Constituțională? Cine a capturat prin vizitele ambasadorilor la diferite instituții, la SIS, la procuratură, și instituțiile după asta trebuie să se justifice de ce s-au întâlnit cu acești ambasadori. Deci prin aceste nenumărate vizite ale europarlamentarilor care se întâlnesc, de exemplu, la CEC și spun că trebuie de deschis mai multe secții de vot peste hotare. Deci se transmit, nu doar se transmit mesaje, ci se recur la acțiuni care în mod clar vizează o guvernare externă, și o trădare a intereselor naționale de către politicienii noștri de dreapta, care mult prea ușor se lasă influențați de aceste prezențe indezirabile ale unor politicieni și agenți de influență străini. Dar știți, noi am văzut și un președinte care se întâlnea mai nu de câteva ori pe lună cu un ambasador, ce-i drept nu al unui stat european, și alții deja aveau semne de întrebare. Poate nu e problemă în întâlniri, problema este dacă acești politicieni sau acești șefi de instituții într-adevăr fac ceea ce li se spune. Asta unu și doi, dacă în general li se spune ceva, dacă lor li se spune despre importanța reformelor, asta e unu. Dar dacă lor li se spune că pe ăsta trebuie de băgat la pușcărie, dar pe celălalt trebuie de liberat, asta deja să mă scuzați, e o altă întrebare și eu nu cred că asemenea discuția au loc. Primul lucru care l-aș cere să deconspire tot acordul semnat dintre președinție și CAS, Fundația Konrad Adenauer, pentru că ei au publicat doar primele două pagini. Nu este clar ce s-a semnat și există tot felul de suspiciuni cu privire la corectitudinea acestui contract. Mai mult decât atât, în spațiu public a apărut informația că CAS, fundația aceasta germană, are acces la secretul de stat prin intermediul acestor tineri cu rucsac în spate care se află acolo. Deci sunt o sumedenie de întrebări pe care societatea este în drept să le pună și nu primim răspunsuri din partea acestor oameni care sunt atât de atașați principiului transparenței și democrației. Domnul Boțan. În primul rând, eu cred că s-au comis multe greșeli anterior, când s-a permis străinilor să construiască clădirea. Păi, hai să fim serioși. Să construiască clădirea. Și nu și-au construit aici fabrici, uzine. Dar noi știm că în anumite state, când firme străine construiesc clădiri pentru instituțiile publice, ele se dărâmă pentru că acolo se pun tot felul de aparate de incertitudine. Exact. Și atunci, dacă dumneavoastră abordați problema așa, începeți cine a permis ca instituțiile și clădirile lor să fie construite de străini, în baza căror acorduri, am înțeles că până la urmă nu a fost dat în exploatare clădirea respectivă, și dacă nu de cumva... De președinții vorbiți. Probabil, da.
Roman, spuneți direct. Deci asta e un lucru. Dacă mergem pe chestia asta, trebuie să le clarificăm pe toate. De unde s-a început influența străină? Trebuie străină? Eu să fac? Am, nu, să mă duc să caut jucioașe? Nu. Sunt ele acolo? Nu sunt. Eu de unde știu? Nu asta așa spuneți de parcă ele sunt acolo. Dar nici nimeni nu știe. Dacă au secret acces. Dar serviciile noastre nu pot verifica o clădire? Să ducă... Noastră trebuie să veniți cu o inițiativă și rezolvă problema. Cine a fost cel care a început prima influență străină în instituțiile statului? 1. 2. Cine a semnat planul de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană și a asumat toate acțiunile care trebuiau să fie implementate cu implicarea organizațiilor societății civile? Să vă amintesc cine a făcut acest lucru? Cine? Vă spun cine. Aia e unul, aia e doi. Nu, planul de acțiune a fost semnat pe 22 februarie 2005. Da. Dumneavoastră n-ați fost invitat. Planul de acțiuni Moldova UE. Eu vorbesc de parteneriatul estic. Parteneriatul este următorul pas. Sunt două lucruri diferite, domnul Bosan. Planul de acțiuni nu prevede asocierea. Nu prevede asocierea. Este primul pas, domnul. A fost primul pas spre asociere, domnul Ciure. Exact. Au fost precondiții. Domnul Ciure, sunteți profesor universitar de politologie. Atunci când a fost pornit planul de acțiuni, nu se știa de programul acesta de asociere. Care a ieșit din parteneriatul. Pe 7 mai, președintele Voronin a lansat parteneriatul estic mult mai târziu. Nu vă duceți. Parteneriatul este chestie cu totul altceva. Din albi. Dacă ați început această discuție, noi trebuie să lucrurile să le dezghiocăm. Pe 7 mai încă era președinte domnul Voronin, l-a delegat pe domnul Stratan să meargă la Praga, să semneze Neighborhood Policy, care era următorul pas spre asociere. Da, 2009. Dar el știa, dar în 2000... Domn Boțan, dar în 2013 comuniștii s-au opus semnării planului acordului de asociere, pentru că au văzut acolo foarte multe pericole. Păi da, dar ei au fost cei dar care ei nu știau în 2008 ce o să fie în acordul că nu știau, trebuiau din start să fie statalici. Cum nu e o scuză? Nu, eu am să vă spun un lucru. Bine, totuși, domnule Boțan, doar proștii nu se schimbă în timp. Deci au dreptul oamenii să schimbe posibil. Păi dacă nu-și dădeau seama ce fac, au pornit acest mecanism, au beneficiat de pe urma lui. S-au bucurat foarte mult și când americanii ne-au construit șosea de la Chișinău la Soroca. La Soroca, da. Când primim bani... Da, nu era în cadrul... Deci, nu era, era în mileniu. Asta e din domeniul trecutului. Haideți să vorbim pe despre viitor. Și stați să punem punct aici, pentru că aceste speculații ele sunt foarte interesante, cu impact. Și eu vreau să-l spun încă o dată ceea ce îi spuneam domnului Voronin în 2009. Când, cu aceleași acuzații că străinii se bagă, deși în 2005 ne amintim că au fost arestați cetățeni ruși pentru implicarea în alegeri. Și n-am mai văzut cazul dus până la capăt. Așa că trebuie, atunci când vorbim despre aceste lucruri, trebuie să vedem de unde au început ele. Toate, de unde au început și de ce am ajuns aici. Și atunci lucrurile vor fi clare pentru cetățeni. Ori noi vrem ca în afacerile Republicii Moldova să se implice doar anumiți străini pentru anumite scopuri. Ori facem regulă generală, spunem. Regulă generală. Atunci spunem așa, Republica Moldova nu are nevoie niciun fel de granturi. Nici așa. Nimeni nu spune cum așa? Pentru că dacă dumneavoastră vreți să primiți granturi, iar cel care oferă granturi... Dar dumneavoastră nu vreți, stați puțin, nu așa simplificat. Eu acum nu primesc granturi. Era bine. Puteți să încercați încă o dată. Dar cine dă granturi, domnul Ciurea? Care țară dă mai multe granturi Republicii Moldova? Doar țările europene care ofereau cele mai multe granturi pentru Republica Moldova. Dar la un moment dat... Doar țările europene făceau programe de dezvoltare pentru Republica Moldova. Și nu erau ONG-urile implicate. Eu mi-amintesc că... Domnul Ciurea, momentul când procesul ăsta a fost deturnat, a fost momentul, dacă eu nu greșesc, s-a întâmplat totul după ce un lider de partid politic și-a permis, bine, n-a fost el prins de mână, dar toată lumea, deci cumva a existat consens în societatea moldovenească, că acest lider de partid a decis să ignore rezultatele alegerilor și a anulat rezultatele alegerilor din Chișinău. Da, și după asta Uniunea Europeană și-a schimbat și-a băgat condiționalități. Deci, dacă vorbim, să vă dați foarte atent. Hai să citim documente. Dar condiționalitățile erau legate de reforme. Domnul colegul cunoaște foarte bine. Planul de acțiune, Republica Moldova, Uniunea Europeană, avea o clauză care prevedea cooperarea cu societatea civilă. Doamna Zinaida Greceanu, când elabora strategia combaterii sărăciei, ne suna și ne convoca
să participăm și așa mai departe. Deci ei au pus bazele acestor implicări, cooperări și ce să le spun? Mulțumim, da, ne implicăm, cooperăm. După care a venit acordul de asociere, în care de asemenea în preambul este clauza privind cooperarea autorităților publice cu societatea civilă și așa mai departe. Deci cei care au pus bazele acestei cooperări, acum nu știu ce li se pare și zice nu, asta nu e bine. Da, dar pentru că ați trecut de partea cealaltă, ați susținut opoziția, ați creat partide politice, ați protestat împotriva puterii. Eu vreau, eu rog, domnul Boțan, domnul Ciuriu, haideți să lăsăm un pic istoria la parte. Nu avem timp. Pentru că eu fac delimitarea între mine ca persoană particulară, pentru că aici nu reprezint organizații sau altceva. Eu vorbesc în nume propriu. Dacă aveți ceva să reproșeze organizații, trebuie să arătați exact ce a făcut organizația neconform cu legislația Republicii Moldova, bunul simț și așa mai departe. Eu am vorbit în general despre societatea civilă și acolo erați și eu nu vă reproșez. Vă rog, haideți să lăsăm străini și armatele formate de societate civilă la o parte. Vă rog, domnul Țan, domnul Ciuriu, lăsăm astăzi în omeniul trecutul. Domnul Jucan, un pic vorbim despre viitor. 11 iulie, lumea va ieși la vot. Ne trezim pe 12 iulie și vedem rezultatele pe care le vedem. În prima parte a emisiunii, Andrei Năstase a vorbit despre faptul că inițial a existat mitul creierii unei majorități, mitul unei majorități create de un singur partid, dar iată, încetul cu încetul, acest mit se destramă. Potrivit dumneavoastră, care sunt șansele că PAS va forma majoritate de sine stătător în viitorul Parlament? Care sunt șansele că va avea nevoie de un partener? Cine sunt cei mai probabili parteneri? Și care sunt șansele că, de fapt, majoritatea în viitorul Parlament va fi nu de dreapta, nu pro-europeană, dar într-o anumită formulă în jurul blocului PSRM-PCRM? În primul rând să începem că în politică este o abordare greșită atunci când un partid politic spune că nu are nevoie de parteneri. Deci un partid politic... Să fim corecți, pasul ăsta nu a spus. Nu. Nu zic că în genere, vorbesc la general. Deci partidele politice care promovează sau o viziune de țară, un proiect de țară și au viziuni clare, deci trebuie să înțeleagă și înțeleg foarte bine că promovarea acestui concept trebuie să cuprindă întreaga societate. Deci în Parlament trebuie să aibă oricum parteneri cu care ar putea să voteze deci proiectele de legi sau hotărârile de Parlament care ar realiza programele acestea de țară. Ceea ce ține de posibilitatea unui partid de a lua majoritatea parlamentară. Doar în istoria politică a Republicii Moldova, doar un singur partid politic în 2000 a putut, cum este PCRM, a putut să obțină majoritate covârșitoare. O singură dată, da? 2001, 2005, 2009. Da, trei ori la rând. Da, eu am vrut să spun că în istoria politică a Republicii Moldova doar un singur partid. Și acela a fost partid de stânga. Cum este Partidul Comunistilor. 94 agrarienii. Nu, agrarienii de ce? Asta e partid de dreapta? Agrarienii. Dar dumneavoastră vorbiți de partide de dreapta sau ce? Nu, eu cum spun că și acela a fost partid de stânga. Eu chiar vreau să ajung acum. Că istoria noastră politică demonstrează că această posibilitate de a lua majorități parlamentare de unul singur partid de obicei iau partidele așa numite de stânga. Acum în ecuația pe care urmează să o obținem după alegerile parlamentare din 11 iulie, noi vedem că eu cel mult așa văd că partidul PAS este problematic ca să ia acum majoritatea parlamentară pentru de a forma de unul singur guvern. Doar cu condiția. Deci această posibilitate teoretic există. Dar există doar atunci, cum am vorbit și în prima parte a emisiunii, dacă va putea să-și lărgească bazinul politic și să racoleze electoratul de centru, de centru-stânga. Deci dacă și asta poate fi realizat prin lista,
partidului PAS, care trebuie să fie atât de reprezentativ. Bine, lista ați văzut-o. Deci prin această listă ei vor reuși să coapteze? Prin această listă cred că nu, dar eu cred că oricare partid politic încă poate să-și ajusteze lista. Eu cred că și chiar blocul... Cu două săptămâni înainte de data alegerilor. Pe CRM, pe SRM vor ajusta lista. Eu cred că și alte partide, pentru că oricum toate partidele practic își ajustează listele. Deci și asta depinde de strategia pe care va adopta acum partidul PAS. Eu cred că în situația în care noi acum ne găsim, este foarte important, mai ales că dacă ai ridicat steagul decapturării Republicii Moldova și de a duce la bun sfârșit reformele sau eliberarea instituțiilor statului de monopolurile politice. Deci trebuie să înțelegi că este o responsabilitate enormă, că dacă nu vei reuși acest lucru, deci toate pietrele vor fi aruncate anume în grădina PAS-ului. Iată de ce este foarte important acum pentru PAS în viziunea mea de a gândi o asemenea strategie care ar putea ar permite să alărgească bazinul politic și a lua această majoritate parlamentară. Deci considerați că totuși va fi o coaliție în viitorul parlament? Eu cred că există, nu exclud că există așa o posibilitate, dar am spus care este condiția, dar cred că totuși va fi va fi necesar de format o coaliție. Care va fi acel, nu știu, partid de bază în jurul căruia se va forma coaliția dacă vom avea majoritate de coaliție în viitorul parlament? Eu cred că este clar că fie asta va fi pe stângă PSRM, pe CRM bloc, sau pe dreapta PAS, cei care vor avea scor mai mare. Care sunt șansele să fie de dreapta coaliție, fie de stângă? Așa zisă dreapta, așa zisă stângă. Haideți să fim corecți. Eu cred că șansele sunt egale, pentru că, după cum am menționat, lupta se va da pentru voturile din Parlament a partidelor populiste, care probabil vor intra în Parlament, unul sau două. Când vorbiți despre partide populiste, pe cine am spus că Renato Usată și Partidul Șor. Nu neapărat cu conotația negativă. Populismul este un curent astăzi destul de răspândit, el se manifestă în diferite feluri. Este un specific moldovenesc al populismului, unul caracteristic Partidul Șor, altul caracteristic Partidului Renato Usatăi, dar fără a face analiza, ele se manifestă ca partide populiste și de vreme ce vor accede în Parlament, sigur că vor fi curtate atât de PAS și de socialiști și comuniști și eu cred că PAS, în pofida unei iluzii a noastră că PAS-ul este un partid integru, cum se zice, care nu are contacte vicioase cu partidele toxice numite, eu cred că totuși de dragul puterii, cel puțin cu Renato Usatăi, PAS poate dialoga, chiar dacă acum ei îl critică destul de aspru, Maia Sandu de nenumărate ori l-a criticat, dar de dragul obținerii puterii, eu cred că PAS va face tot posibilul în viitorul parlament pentru a forja, a crea o majoritate parlamentară cu aceste partide populiste. Nu exclud că poate să intre în ecuație și Partidul Șor, dar sub o altă formă, nu neapărat o alianță formalizată. Participă în campanie și multe alte partide, încă nu toate partidele și-au prezentat listele la Comisia Electorală Centrală. Sunt unioniști, mai multe partide unioniste. Pe șocherul de stângă este Congresul Civic, este Partidul Chicu, este Pacea, domnul Boțan. Toate aceste partide, noi avem șanse să vedem în viitorul parlament jucători noi politici sau totuși cei pe care îi vedem și astăzi vor... Cred că sunt șanse reale ca să avem în Parlament formațiuni noi, chiar care recent au fost constituite. Lucrurile sunt incerte acum. În Republica Moldova, până în ultima săptămână din ajunul alegerilor, până la 30% din ce sunt indeciși. Depinde de calitatea campaniei, depinde de mesajele pe care le au partidele, depinde de capacitatea liderilor, principalilor lideri, de a inspira încredere și de a deschide perspective pe care cetățenii să le vadă și așa mai departe.
Toate aceste lucruri depind de partide. Partidele spoilere, când, domnule Boțan. Cât de mult vor cânta partidele spoilere? Pentru că, ținite, în 2000... Bine, eu vreau să vă spun ce am în vedere. Eu am în vedere proiectul Picerimie din 2014, care era Partidul Comunist Reformator, spoiler, care avea aceeași abreviatură și multă lume a votat, crezând că votează cu comuniștii, dar au votat pentru acest partid. Și aproape 5% lot, 4,8 sau 4, cât. Da. Acum eu am vedere partidul PAS, da? Așa la noi a fost înregistrat PAS, de fapt. Și eu înțeleg, dacă el a fost înregistrat, cel mai probabil vom vedea și lista PAS, aproape la sigur. Eu cred că nu trebuie să ne grăbim cu astfel de concluzii, că este spoiler. Eu nu știu dacă este spoiler sau nu PAS-ul ăsta. În rest, eu sunt adeptul... Este clon, dar nu spoiler, eu sunt, de fapt. Eu sunt adeptul implicării în lupta politică a forțelor noi, pentru că partidele așa zise consacrate, de foarte multe ori se culcă pe ureche și comite greșeli, devin leneși, pierd creativitatea și așa mai departe și așa mai departe. De aceea, implicarea altor forțe politice în campania electorală e un factor pozitiv din punctul meu de vedere. E altă problemă că cei granzi care luptă pot să-i contacteze, pot să găsească cu ei limbă comună, să facă niște acorduri, eu știu. E element de joc, dar eu sunt absolut împotriva acestui curent de gândire care spune nu, că ăștia toți care vin noi sunt spoiler, deci doar se implică în campanie pentru a atrage voturi. Dar cum altfel vrem să avem o viață politică palpantă, vibrantă, să-i vedem cu idei noi și așa mai departe. Cei care vor reuși foarte bine, care nu... Ultima întrebare, pentru că nu avem mult timp. Se va reuși să fie mobilizată la fel de multă lume ca și în campania prezidențială? Sau totuși nu putem compara alegerile parlamentare cu prezidențiale, unde există două tururi și în turul 2 poți cumva ridica miză și explica oamenilor că asta este ultima șansă? Va fi mobilizată lumea sau... Nu, că în primul rând nu putem, sunt lucruri incomparabile. Campania prezidențială și cu cea parlamentară. Deci acolo este o persoană pentru care se votează și aici sunt partide politice care fiecare cetățean își exprime predispoziția pentru un partid politic. Deci sunt două lucruri diferite și votul, motivarea votului este diferită. Eu cred că asta nu înseamnă că cei care au votat în diasporă pentru un anumit lider masiv, deci vor vota și partidul care, de exemplu, reprezintă acest lider. Se vor împărți voturile în diasporă, dar cel mai principal este ca actualul guvern și CEC să găsească bani pentru a deschide secții de votare în diasporă, pentru că se zice că nici nu au bani pentru a deschide multe secții de votare după hotare. Domnul Ciuriu, foarte succint, vă rog. Eu cred că, bun, în alegeri parlamentare se votează mai slab decât la alegerile prezidențiale, asta este regula, dar din câte înțeleg, campania va fi foarte interesantă, lupta este, cred eu, pe placul alegătorilor și la aceste alegeri vom avea o cotă de participare, o rată de participare mai înaltă, destul de înaltă. Domn Boțan, 10 secunde. Despre? De fapt, Sergiu Niculiță strigă în cască, lui Boțan noi oferim cuvântul, gata, timpul a fost depășit, domn Boțan, eu cer scuze, vă rămân datoare pentru data viitoare. Vania Băț vă așteaptă cu nou proiect Marca TV8, eu vă dau întâlnire joia aceasta, la ora 20:00, noapte bună, vă doresc!